Miercuri seară s-a deschis oficial cea de-a 16-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor la Târgoviște. Grupuri de artiști din toate țările au încântat prin cântece și dansuri sute de târgovișteni. Pe lângă ansamblurile județene au participat ansambluri folclorice din Bulgaria, Italia, Grecia, Turcia și Moldova și în ultimul rând un cor din Ucraina. Joi seară, spectacolul oferit de ansamblurile folclorice din toate colțurile lumii a continuat pe scena din Piața Mihai Viteazu din municipiul Târgoviște. Spectacolul a fost deschis de corul Dragoș Vodă din Cernăuți, care a prezentat un program de cântece care au atras aplauzele tuturor celor prezenți. Reprezentanții corului din Ucraina, înainte de a-și începe programul, au oferit în dar organizatorilor o carte Românii din Ucraina. Corul Dragoș Vodă este un colectiv recunoscut nu numai la noi în regiune și în Ucraina, dar și în Basarabia, Polonia și în mai multe orașe din România. Organizat mai mult de 20 de ani în urmă, evoluează cu mai multe cântece populare, cântece de suflet, cântece bisericești. Puteți avea posibilitatea să admirați sportul nostru național și prin cântecele care le prezintă corul nostru, ne exprimăm durerile și bucuriile pe care noi le petrecem la noi. În primul rând, corul ne ajută să demonstrăm că noi păstrăm cu sfințenie limba, credința și portul neamului nostru românesc. Vă mulțumesc pentru apreciere și vă rog să ne permiteți să înmânez doamnei Andreea cartea Românii din Ucraina, care o să fie, cred că, studiată cu un bun interes. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim din suflet atât pentru cadouri, cât și pentru cuvintele adresate și pentru toată activitatea de acolo din Ucraina, de la Cernăuți. Și acum, mult succes, corul Dragoș Vodă! Tu ai mulți cu apelinte, tu ai cu
După programul artistic, membrii corului Dragoș Vodă din Cernăuți au încins o horă a prieteniei cu ceilalți membri ai ansamblurilor din Bulgaria și Italia. Cel mai tânăr membru al corului Dragoș Vodă din Cernăuți, o fetiță de numai 11 ani, a încântat spectatorii cu un dans grecesc. Coriștii din Cernăuți au continuat spectacolul în orașul Pucioasa, la restaurantul unde sunt cazați. Reprezentanții Asociației Românii la ei acasă din municipiul Târgoviște au fost gazda celor de peste Prut. Sufletul noi se reînvie, ca jertfă Domnului Mihai. Sufletul noi se reînvie, ca jertfă Domnului Mihai. Am visat mereu o altă soarte, pe acest frumos drăgun pământ. Eminescu-i steaua ce ne poartă, Eminescu-i tot ce avem mai sfânt.